De ce te l-ai luat de prost doar pentru ca să fie acceptat într-un anturaj greșit? Am ales o temă care se referă din nou la anturaj. De data aceasta zutăm puțin mai în adâncime, deoarece cu siguranță putem să observăm un anturaj care ne ajută să creștem și un anturaj care ne ajută să scădem, dar nu prea ne ajută, ci ne face rău. Și am gândit asupra unui fenomen pe care l-am întâlnit în școală, mai ales în liceu, după care în facultate, iar mai departe l-am observat că merge la toate vârstele, indiferent poziția socială pe care ți-ai ales-o. Și despre asta vreau să discutăm astăzi, deoarece sunt persoane care acceptă să fie luate de proaste sau să fie luat de prost sau de proastă, doar pentru ca să fie acceptate într-un anturaj sau altul. Cumva cumpără acceptanța grupului prin faptul că lumea face mișto de ei. Și poate nu face mișto de ei tot timpul, dar cu siguranță știți acea persoană pe seama căreia se fac glume, ea râde puțin, nu-i convine, dar n-are ce face. E bine, acea persoană, dacă vă uitați mai departe, de obicei nu are o femeie frumoasă, de obicei nu e cea mai de succes din grup, de obicei vine în grup pentru ca să se ia lumea de ea să facă mișto. Cumva, haide și tu cu noi ca să mai și râdem. E bine, dacă cumva ești o persoană de genul acela, ar trebui să urmărești acest vlog, deoarece studiile spun că programele care ți le formezi pentru ca să fii o persoană de acest gen te fac să riști ca să rămâi un om de care se poate râde mai departe în toate elementele vieții. Un lucru foarte neplăcut, deoarece de multe ori acceptăm anumite insulte, sau nu neapărat insulte, acceptăm anumite lucruri doar ca să ne ținem o slujbă. Da? De ca să nu fim dați afară, șeful mai ne jignește și noi mai acceptăm. Se poate observa lucrul acesta foarte des în construcții, unde am fost și eu implicat cu o echipă prin care am construit câteva case, sau mai bine zis cu ajutorul căreia am construit câteva case, iar mai departe am observat că dacă îi spui omului din construcții, omul ăla care lucrează de ani de zile în construcții și are multă experiență, și îi spui frumos, ia te rog mizeria de acolo și două la gunoi, o să plece, iar dacă nu ești atent o să te înjure de două ori și nu o să ia nicio mizerie. Dar dacă îi spui, ia mai dă-te tu în bip, bip, bip și ia mizeria că o să te trăznesc de nu te vezi, e bine, omul ăla te ia în serios, merge, ia mizeria și o aruncă la gunoi. Iar lucrul acesta te face să devii o persoană care își schimbă comportamentul atât la locul de muncă cât și acasă. Încep să fii agresiv, încep să fii un om care jignește, vorbește urât și motivul acesta merge mai departe pe partea cealaltă, în sensul că poți să pici într-un anturaj în care există genul acesta de persoane care sunt obișnuite să fie foarte dominante și pur și simplu să nu-i pese de tine, pur și simplu să îți zică așa, fără să aibă nicio emoție, ia mai de tu încolo sau aici stau eu sau eu stau în față sau așa mai departe. Și s-ar putea ca tu să accepti, doar ca să nu zică cumva, bă, atunci nu te mai luăm cu noi în stânga-dreapta, nu te mai luăm la B, da? Pentru că tu vrei ca să stai pe locul cel mai bun. Părerea mea este că dacă accepti o astfel de viață, ești un omega în grupul tău. Și partea mai proastă este că o să rămâi mereu un omega. Bineînțeles, acum am spus, da, măi, dar nu se poate să faci un anturaj de alfa. Pentru că toată lumea să aibă dreptate, toată lumea să conducă. E foarte adevărat. Un alfa trebuie să conducă, dar trebuie să o facă astfel încât toți ceilalți să evolueze, nu să meargă în jos. Un alfa potrivit grupului său are, într-adevăr, responsabilități și are de asemenea și avantaje. Pentru că nu e normal ca să aibă doar responsabilități, ia deciziile și să și le asume, bineînțeles, ci mai departe este dator să facă acest grup să urce, nu să coboară. Fiecare membru din grup, chiar cel mai slab din acest grup, trebuie ca să evolueze. Și am încetinit cuvântul slab pentru că nu poți să fii slab din toate punctele de vedere. Poate nu ești bun la ceva, poate nu urci suficient de repede, dar poate că ai foarte multe informații, poate că faci poze foarte bune. Adică într-un grup fiecare trebuie să găsească elementul la care se pricepe și astfel grupul împreună, toți, să devină puternici. Nu toată lumea este bună la cățărat, nimeni nu este bun la poze și după ce vii într-o excursie în care te-ai rupt în două, nimeni nu are poze. Că toate sunt făcute aiurea, blurate,
De aceea, un grup, în momentul în care mergi undeva, e bine ca să îl faci din mai multe personalități și mai multe persoane cu mai multe îndredniciri. Dacă ai observat misiunile, mersul pe Marte, mersul pe Lună, mersul în orice parte, când vrei să dai drumul la un nou pământ să meargă, sau o nouă planetă, mai bine zis, să dea drumul la viață, sunt trimiși cu diverse nave spațiale oameni din toate mediile, oameni din toate domeniile buni, nu doar foarte buni cosmonauți sau nu doar capitani, da? Pentru că fiecare este bun la ceva. Iar eu asta, despre asta vreau să discut astăzi. Dacă simți că nu ești apreciat de anturajul în care stai, mare atenție, pentru că o să te coboare, iar în timp, la un moment dat nici nu o să mai îți dai seama, o să accepți, o să fie AE, în următorul anturaj unde mergi, automat o să-ți accepți poziția de ultim sau penultim și așa în toată viața ta, în loc să devii tot mai sus, în loc să evoluezi tot mai mult, vei sta la un nivel unde te lasă celălalt să stai, iar lucrul acesta este rău, pentru că în sinea ta, aici, o să simți că ceva nu e în ordine cu tine. Poți să pici în depresie, poți să pici în stări de anxietate, poți să nu te înțelegi cu partenerul sau partenera de acasă, da? Deci nu este valabil doar pentru bărbați, valabil și pentru femei. Pentru că și șerpăiala feminină nu o egalează niciun grup de bărbați când încep fiecare să taca, 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 da? Deci când e șerpăială, e valabil pentru ambele tipuri de oameni, da? Și bărbați și femei. De aceea, foarte important, vezi la ce ești bun și dacă grupul nu te apreciază pentru acest lucru, e bine, schimbă grupul. Mai departe, dacă n-ai nimic la care ești bun, ce cauți acolo? Înseamnă că lucrul pentru care te ține este ca să fii clov, nu grupului, să aibă de cine râde. Lucru cu care nu sunt deloc de acord. Foarte important, găsește la ce ești bun, evoluează continuu, devină abil în anumite hobby-uri care îți plac și fă-ți un anturaj care să aprecieze ceea ce știi să faci. Altfel, aceste programe pe care le pui în minte, la un moment dat o să se întoarcă împotriva ta și vei ajunge, fără să-ți dai seama, să fii o persoană depresivă, supărată, pur și simplu o simți că ceva nu este bine, nu-ți explici, dar mai departe ține absolut de faptul că tu ești aici ca să evoluezi. Nu ești aici pentru ca să stagnezi. De aceea, evoluează mereu și fă așa fel încât grupul să te accepte și în grupul acela să te dezvolți. Iar aș amintesc despre tabăra celor 31, o să o fac în fiecare video, pentru că noi facem exact un astfel de grup pe principiile acestea. De aceea, caută despre ea informații, vin alături de noi și hai să creăm împreună o comunitate care se susține unii pe alții și mai departe susține și mediul înconjurător, pentru că nu o să ne oprim la evoluția noastră, ci o să găsim căi prin care să ne ajutăm și pe noi și mediul în care trăim, deoarece în final, prin rezultate, ne găsim fericirea. Mulțumesc, succes, mi-a părut bine să vorbesc cu voi de aici, de la 3800 de metri, aș putea spune. Orașul este jos, la 3545, am urcat puțin să fac o mișcare după mâncare. Așadar, mulțumesc pentru vizionare și fie să ne vedem sus!